Din experiența procesării cererilor aferente lunii martie, principalele probleme întâmpinate care au condus la întârzierea plăților au fost indicarea unor conturi greșite. Documentele au fost semnate de expertul contabil și nu de reprezentantul legal al societății, cel care trebuia să-și asume răspunderea pentru veridicitatea datelor. Datele de contact, precum telefonul sau e-mailul, au fost greșite, ceea ce a îngreunat comunicarea pentru remedierea greșelilor și efectuarea plăților. În data de 24 aprilie, am depus în trezoreria Suceava ultimele ordine de plată pentru indemnizația de șomaj tehnic aferentă lunii martie. Aceste ordine de plată au fost validate luni, 27 aprilie, astfel încât cel târziu, în funcție de disponibilul pe care l-aveau băncile, banii au ajuns în conturile angajatorilor marți dimineață. Angajatorii au în continuare la dispoziție maxim 3 zile pentru a vira sumele corespunzătoare angajaților aflați în șomaj tehnic cu contracte de muncă suspendate. Pentru luna martie, la nivelul județului Suceava, vorbim despre un număr de 1901 angajați care au depus cereri eligibile, în sensul în care au îndeplinit toate condițiile prevăzute de lege. Suma pe care am achitat-o pentru luna martie în județul Suceava în șomajului tehnic este de 7.589.253 lei pentru un număr de 12.543 de angajați. Începând de luni, 4 mai, se pot depune documentațiile aferente contractelor de muncă suspendate în luna aprilie, exclusiv prin intermediul platformei digitale aici.gov.ro. Adresăm rugămintea tuturor celor implicați în comunicarea acestor documente, fie că sunt angajatori, fie că sunt experți contabili, să acorde o mare atenție modului în care completează aceste documente, să-și verifice corectitudinea datelor, astfel încât timpul de procesare din partea colegilor din agenție să se reducă, ceea ce va duce pe cale de consecință și la reducerea termenelor de plată. În ceea ce privește plățile, la această oră în conturile agenției avem suficienți bani pentru a putea începe plățile chiar din primele zile. De asemenea, am primit informația că s-au depus deja deschiderile pentru reîntregirea bugetului aferent șomajului tehnic, s-au depus documentele, cererile la Ministerul Finanțelor Publice. Săptămâna viitoare vor fi suplimentate aceste conturi, astfel încât banii nu vor reprezenta o problemă. Vom plăti pe măsură ce vom procesa aceste documente și ne vom strădui să le onorăm chiar mai repede de termenul limită de 15 zile. De asemenea, începând cu luna mai, toate solicitările vor putea fi încărcate doar pe platforma aici.gov.ro, astfel încât cei care au comunicat în luna precedentă pe adresa de mail vor trebui să se reorienteze și rugămintea este ca începând de pe 4 mai de luni să încarce documentele aferente lunii aprilie pe platforma indicată.